Haideți să vedem acum probleme care se rezolvă cu ajutorul sistemelor de ecuații și avem o primă problemă. Aflați două numere, știm că diferența dintre primul număr și triplul cel de al doilea număr este minus 30, iar suma lor este 26. Voi considera x ca fiind primul număr și y cel de al doilea număr, atunci problema noastră poate fi scrisă cu ajutorul unor ecuații și practic avem două relații, deci